În Armata Națională, în perioada 23-24 ianuarie, s-a desfășurat procesul de încorporare în serviciul militar în termen. Potrivit șefului Centrului Gestionare a Resurse de Mobilizare și a Efectivului Armatei Naționale, colonel Octavian Druță, pe parcursul celor două zile au fost încorporați peste 700 de tineri. Sursa a mai specificat că recruții au trecut un examen medical preliminar efectuat de către comisiile de specialitate de pe lângă organele administrativ-militare teritoriale. De asemenea, după repartizarea în unitățile militare, tinerii vor urma un curs de instruire inițială cu durată de 4 săptămâni, după care vor depune jurământul militar. De menționat că în perioada 17-19 ianuarie curent, peste 500 de soldați care au executat serviciu militar în termen timp de 12 luni au fost trecuți în rezervă. În conformitate cu legislația în vigoare, procesul de încorporare în serviciul militar în termen se desfășoară de 4 ori pe an. Serviciul militar în termen în Armata Națională durează 12 luni, iar cel cu termen redus 3 luni, pentru aceasta fiind încorporați absolvenții instituțiilor de învățământ superior.